Se cunosc părți dispoziții Evangheliei, în cei 15 februarie 2020. Instanța judecând în șunezi de judecat publică plângere depusă de avocatul ca Murat Victoria în trei scuzani cu Fieva Evangela și a dintr-o participanță procesului conducât de articolul 41, 382, 385, 5, 4, 3, 5, 6, 2, 4, 2, 2, dispune se admit parțial plângerea depusă de avocatul Camorar Victoria în interesul urmatului Timofieva Izabela. Se constată faptul condamnată Timofieva Izabela a fost desmântă pe perioada totală de 1960 de zile pe plicearul 13 Chișinău în condiții contrare privindirea articolului 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. În temeiul articolului 403 cu legile 4 neatul 4 corpul și penală se reduce pedeapsa condamnatei Timofieva Izabela pentru perioada de detenție în calitate de condamnată pe plicearul 13 Chișinău. Pe un termen de 588 de zile, cu calcularea 3 zile de reducere pentru 10 zile de detenție. Termenul pedepsei definitive să mediul după Fieva Izabela se reduce în total cu 588 de zile. În rest, plângerea se respinge ca de intermediată. Închirea de recurs în termen de 10 zile. Pasul de judecație nu sunt închisă. La revedere. Aceste 88 de zile înseamnă un an jumate, eu redus. Aproape 2. Grefiera avea de gând să mă trimită la plimbare. Fără pronunțare. A? Șmechera.